avem documentul, pentru că au făcut-o așa, pe șest, guvernul amână toate tăierile de la stat și reforma de la stat cu 6 luni, adică acele tăieri de posturi, imediat vă spun punct cu punct, tăierea posturilor de șef birou și reorganizarea instituțiilor se amână până la 30 iunie 2024, adică termenul până la care să se implementeze asta, trebuia să se implementeze de la 1 ianuarie, se amână și tot la fel reorganizarea direcțiilor de stat, se amână tăierea posturilor vacante tot până în vară, trebuiau să fie tăiate acestea tot de la 1 ianuarie. Se amână tot la fel reducerea cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție. Vin către dumneavoastră, domnule ministru Budăi. Practic, acest nou buget vine și cu taxe, dar reforma de la stat, de ce ați amânat-o ca implementare până în iunie 2024 și nu se face așa cum ați asumat de la 1 ianuarie să fie tăiate aceste posturi, să se facă marea reformă cu care v-ați lăudat în fața oamenilor? Bun. Acum eu nu am niciodată pretenția de la toți să cunoaștem, fie să fim experți în buget, fie să fim experți în administrație publică sau în sănătate și așa mai departe. O reformă de acest gen nu poți să o faci peste noapte. Eu știu că după intervenția premierului care a solicitat ministrului să grăbească reforma, nu știu să le numesc, dar știu o parte din autoritățile locale care deja reforma este înfăptuită, deja câte posturi sunt, s-au tăiat, domnule ministru, până acum din aparatul public? Câți șefi de servicii ați dat afară sau ați reorganizat? Spuneți-ne și nouă, dacă ziceți că o parte au făcut deja... Dacă aș fi eu ministru muncii și aș avea centralizarea, lăsați-mă, eu vă vorbesc pe datele pe care le am. Eu vă las. Eu vă spun că sunt deja instituții publice unde reforma s-a înfăptuit, dar în spatele unei decizii, unei ordonanțe de guvern care prevede această reformă, trebuie să urmeze și alte acte administrative, inclusiv decizii și hotărâri ale consiliilor locale, inclusiv decizii și hotărâri ale consiliilor județene sau alte acte normative subsecvente. Haideți, vă rog, ca să înțelegem. Din iunie-iulie, de când a promis premierul Marcel Ciolacu această reducere a cheltuielilor bugetare și când a venit și a spus că va fi o revoluție ce se va întâmpla în aparatul... Sunt instituții de stat care deja nu mai au 12% personal de conducere, ce au 8%, deci reforma este în dinamică. Doar s-a prorogat... Nu a fost amânată ea pe hârtie. Nu a fost amânată nicio reformă. Nu s-a spus, oprim acum reforma și o începem la 30 iunie. A fost prelungit un pic termenul pentru că avem nevoie de anumite documente care trebuie să stea în transparență decizională. Dacă vorbim de hotărârile de guvern pentru norme de aplicare, avem nevoie de anumite hotărâri ale consiliilor județene, consiliilor locale, care la fel au nevoie de transparență decizională. Nu poți să le faci peste noapte. Termenul nu a fost amânat. Amânarea acestui termen, eu aș înțelege-o așa: la 31 decembrie oprim reforma și ne apucăm de ea la 30 iunie. Nu. S-a prelungit puțin termenul pentru a noi pune în ilegalitate pe cei care până acum, datorită procedurilor de transparență, datorită actelor normative subsecvente care trebuie emise, nu s-au putut încadra în termen, dar nu s-a amânat. S-a prelungit puțin termenul, dar asta înseamnă că în continuare reforma continuă. Știți care este taxele cresc de la 1 ianuarie. Care sunt acele taxe care cresc? Lepurile primarilor cresc, deci acolo ți-a avut timp. Care sunt acele taxe care cresc? Dacă vorbim, am văzut în legea bugetului de stat. Domnul Budăi și doamna Mihalache, vreau să vă dau eu o informație. Legea bugetului de stat nu este prevăzută nicio creștere de taxe, scuzați-mă. Doamna Mihalache, domnule Budăi, vreau să vă dau eu o informație. La discuțiile avute la nivel de prim-ministru... Sunt taxele acum pe ecran, domnule ministru bugetului, vă rog. Să știți, taxele de la 1 ianuarie. Păi nu, dar așa să vorbim, doar să vorbim... Legea bugetului, să știți că există numai minciuni, numai gogoașe umflate. Nu există niciun fel de reformă, nu există criterii de performanță. Acum să vă cred eu pe dumneavoastră, care atunci în 2020 nu ați dat niciun leu nimănui să vă cred că vă pasă cetățenii români. Pe niciun fel de post din administrația... Domnule, publică. Sunt domnule plătiți Budăi, la fel și medici care au 100 de pacienți pe lună, sunt la fel de plătiți cei care au 3-4 pacienți. Deci nu există criterii de performanță în administrație și tot ceea ce vedeți este foarte în buget bine că pentru o perioadă foarte scurtă de timp ați fost și dumneavoastră și la guvernare, repet, la această iar cetățenii oră, români au văzut care este capabilitatea Budăi, dumneavoastră. Budăi,
să le dați 0%, 0% salariile astea. În Botoșani, la spitalul județean, unde până a murit să ceartă parlamentarii între ei pentru binele poporului, vă dau eu o informație. Discuția inițială a fost de felul următor. Dacă că ministerele se reorganizează până în data de 31 decembrie, din Botoșani, iar reforma mare în celelalte instituții în anul 2024 și-au amânat și asta. Vă rog, pe rând nu se înțelege. Deci vă mai spun deci încă o dată. Amânat. Domnule Budăi, domnul Sepi, eu mai încerc și eu încă o dată cu dumneavoastră, că ați fost secretar de stat inclusiv la dialog social, inclusiv numai puțin. Ați făcut o afirmație, vreau să vă dau o informație. Din câte mi-aduc aminte, ați fost... Poate colegii dumneavoastră nu vă informează. Deci, ați fost inclusiv avute... secretar de stat la dialog da, social, așa este, da, când s-a elaborat legea salarizării, corect? Așa este. Bun. Și am atras atenția... Domnul secretar de stat, da? Trebuie să cunoașteți decizia... Că este același care a mințit în 2020 că va crește pensiile cu 40%. Pe mine nu mă interesează aceasta politică între voi. Și a spus că veți mări pensiile cu 40%. Sunteți același personaj. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, sunteți domnilor. Același ministru, din păcate, care a spus, nu ne mai înțelegem, cu siguranță o să mai discutăm asta, dar nu putem să nu vedem dubla măsură, cum reforma de la stat este tot amânată, în timp ce noile taxe intră în vigoare de la 1 ianuarie, majorarea salariilor primarilor intră în vigoare de la 1 ianuarie.